că sunteți alături de noi în această seară când aniversăm 7 ani de la fondarea New Strategy Center. Au fost 7 ani cu o activitate foarte intensă. Mulți dintre dumneavoastră ne cunoașteți această activitate încă de la început. Mulți dintre dumneavoastră ați fost speaker, ați moderat aceste evenimente, ați fost beneficiarii analizelor, evaluărilor făcute de New Strategy Center, ați citit studiile noastre. În 7 ani, New Strategy Center a construit cu tenacitate o rețea de parteneriate interne și externe, a avut sute de evenimente, sute de experți români și străini și am încercat să promovăm împreună cu dumneavoastră interesele de securitate ale României. Despre toată această activitate intensă, desfășurată de noi în ultimii 7 ani, am să-l invit pe scenă pe Ionel Nițu, președintele New Strategy Center, cel cu care împreună am pornit acest proiect, împreună cu Bogdan Găurean, pe care îl salut și pe el. Ionel, te rog, vino în fața noastră și dea până amintirile despre începutul proiectului. Bună ziua, dragi colegi și prieteni New Strategy Center. Vă mulțumesc că ne sunteți alături într-un moment festiv. Iată, suntem gata să intrăm la școală. Am depășit faza de pregătire incipientă, glumesc. Mulțumesc că sunteți alături de noi într-o zi destul de călduroasă. După cum ați văzut, zilele astea au fost temperaturi destul de mari și nu mă refer doar la cele din atmosferă. Din păcate, canicula, urmată de vremuri și fenomene extreme, ne-a marcat activitatea în toți cei 7 ani de zile. După cum vă aduceți aminte, în 2015, când făceam primele evenimente, subiectul numărul 1 era invadarea ilegală a Crimeei. De atunci până acum am parcurs împreună supraîncălziri în domeniul cyber cu atacuri multiple în Georgia, în Estonia, în Ucraina. Am avut o căldură destul de mare și în zona de energie, unde prețurile în ultimul timp au luat o razna. O supraîncălzire în domeniul sanitar, că am avut o pandemie cum n-am mai văzut omenirea de 100 de ani și ale căror efecte încă nu s-au consumat și o să mai facem probabil multe dezbateri. Se anunță o caniculă și în domeniul alimentelor de bază și a fluxurilor de aprovizionare. Un picuț de supraîncălzire în domeniul inflației. Toate zonele astea de încălzire, supraîncălzire, sunt urmate de regulă de fenomene extreme. Ați văzut, plouă cu piatră, se dărâmă copaci peste mașini, la figurat. Ne așteptăm ca astfel de fenomene să apară și în domeniul relațiilor internaționale, politico-militare, geoeconomice și așa mai departe. În toată această perioadă, New Strategy Center n-a făcut altceva decât să aducă în dezbatere astfel de teme. După cum știți, două componente esențiale de la care noi n-am făcut rabat niciodată și pe care le-am și menționat explicit în statutul nostru. Relația transatlantică și parteneriatul cu Statele Unite ale Americii și focusul nostru pe zona extinsă a Mării Negre și Balcani. Ce am făcut noi în cei 7 anișori de existență? Păi foarte multe dezbateri, mai exact, aveți și în broșurile pe care le-ați primit acolo, chiar e o prezentare in extenso a evenimentelor noastre, 287 de evenimente, din care 6 de Black Sea and Balkan Security Forum și 6 de Security Challenges in the Balkans, ultima fiind chiar săptămâna trecută la Timișoara. Unele au fost pe mai multe zile, adică n-a fost doar un eveniment de 2 ore. Avem o medie de aproximativ un eveniment pe săptămână. Am avut 1.394 de vorbitori la toate aceste evenimente. Din afara țării, 565. Asta a fost și un prilej pentru noi de a ne deschide în afară. După cum știți, avem multiple parteneriate cu ONG-uri și chiar institute de cercetare similare. Și am organizat evenimente și în afara țării. Pe unii dintre ei, după cum știți, am convins să vină alături de noi în Consiliul Consultativ Internațional pe care l-am înființat anul trecut.
și îi vedeți la fiecare eveniment de-al nostru în care se dezbat subiecte în care domniile lor au competențe. Pe partea de parteneriate externe și interne avem la ora actuală 11 parteneriate cu instituții și organizații din România. Aș aminti aici în mod deosebit MAE și MAPN, care ne-au sprijinit constant și ne-au fost coorganizatori la unele evenimente, și 24 de parteneri externi, ultimul semnat de George, fiind chiar în marja conferinței de la Timișoara cu un centru din Serbia. Și bineînțeles că nu o să ne oprim aici, adică așa cum vă promiteam și în anii anteriori, încercăm să aducem subiectele de interes pentru securitatea României pe agenda decidenților din țară și din afară. Și în interior am încercat să aducem specialiști de valoare, atât seniori cât și juniori. În prezent, Consiliul Științific numără 26 de persoane. Mă rog, unii sunt suspendați pentru că îndeplinesc acum funcții publice. De asemenea, avem 16 experți și experți asociați. O să vorbească Alina Bărganu imediat după mine numele lor. Și bineînțeles, angajații noștri pe care deja îi știți că vă sâcâie cu telefoane, cu mail-uri, probabil în cei 7 ani de 70 de ori pe fiecare dintre dumneavoastră. Și după cum vedeți, încercăm să facem un schimb nu de generații, ci între generații în interiorul New Strategy Center, pentru că tinerii noștri sunt și angrenați în realizarea de studii, publicarea de cărți. Aș vrea să mulțumesc și sponsorilor noștri, n-am să-i menționez aici, lista e foarte lungă, dar le regăsiți pe banere, imaginile vizuale, logo-urile la fiecare eveniment. Fără ei n-am fi putut să ne desfășurăm activitățile în condiții foarte bune, pe care cred că le-ați constatat de fiecare dată. Aș mai vrea să spun doar că ne vom focaliza în continuare pe aceste mari subiecte care astăzi domină agenda de securitate în regiune. Nu vom face rabat de la ele și vă mai spunem că în continuare o să încercăm să fim un factor de echilibru la intersecția intereselor politice de stânga sau de dreapta, ale puterii sau ale opoziției, după cum vedeți aici sunt reprezentate cam toate zonele politice, pentru că, așa cum ne place nouă să spunem, dincolo de zona politică, de putere, opoziție, stânga sau dreapta, există România. Iar pe noi, dacă ne-a preocupat ceva, a fost întotdeauna să promovăm, să susținem interesele României cu resursele pe care le are un think tank. Și da, vreau și eu să-i mulțumesc aici, de față cu toată lumea, lui George Scutaru, împreună cu care am pornit la acest... La început, să știți că nu ne dădea nimeni nicio șansă, încă un ONG, adică... Dar cred că v-am convins că suntem serioși, este o muncă de full-time, adică noi nu venim, nu avem un sediu la care venim, ne pozăm și plecăm acasă, e o activitate continuă. Și vă mulțumesc pentru că fără dumneavoastră nu am fi dat conținut dezbaterilor noastre și, bineînțeles, nu am fi atras vorbitori de valoare din afară. Așa că dați-mi voie să urez la mulți ani New Strategy Center și sper să ne vedem și peste 14 ani aici când ne pregătim să intrăm la liceu. Vă mulțumesc! Și cum spunea și Ionel, New Strategy Center s-a dovedit a fi o organizație deschisă. Am colaborat foarte bine cu miniștri și consilieri prezidențiali, iar unii dintre ei ne-au devenit colegi între timp și profit de această ocazie pentru a-l saluta pe Leonard Orban, fost consilier prezidențial pentru afaceri europene, astăzi membru al Consiliului Științific al New Strategy Center. Am încercat să aducem experți noi pe diverse domenii în rândul nostru, iar în ultima perioadă, fiindcă a trebuit să facem față evenimentelor foarte dinamice și provocărilor de securitate, ne-am concentrat foarte mult și pe zona amenințărilor hibride. Dezinformarea și războiul informațional fiind un subiect tot mai preocupant pentru noi. Ca atare, vreau să o invit în fața dumneavoastră pe una din cele mai reputate voci în domeniul combaterii dezinformării, doamna profesor Alina Bărgăoanu, care este Senior Associate Expert la New Strategy Center, așa cum spunea Ionel, vorbind în numele tuturor acestui grup de experți și asociați New Strategy Center. Alina, te rog. Bună seara! Deja presiunea pe mine a crescut mai mult decât cred că voi putea duce.
În ciuda experienței intense de comunicare publică, trebuie să recunosc că acum sunt extrem de emoționată și voi încerca să-mi stăpânesc emoțiile încercând să transmit 4, maxim 5 idei. În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru faptul că m-ați primit în această comunitate și pe lângă faptul că vorbesc în numele tuturor experților, aș sublinia faptul că apreciez cu atât mai mult faptul că am fost primită în această comunitate, ca urmare a faptului că aveam două dezavantaje, ceea ce în limba engleză se numește glass ceiling. În primul rând vârsta și a doua faptul că sunt femeie. Și atunci eu chiar aș vrea să punctez acest lucru, deschiderea pe care NSC a manifestat-o în această zonă. Nu este mare lucru, eu apreciez foarte mult faptul că m-ați primit în această comunitate. Al doilea lucru, ce aș fi vrut să spun, ce înseamnă pentru mine New Strategy Center, și aici o să vă rog să iertați personalizarea, dar pentru, și sper să nu fac vreo gafă, dar pentru mine NSC înseamnă în primul rând o prietenie de substanță cu George Scutaru, o prietenie care a intervenit la o vârstă matură și știm cu toții că la maturitate avem mai puțină disponibilitate de a ne împrieteni, de a ne deschide și atunci chiar, George, îmi permit să spun în acest cadru foarte, foarte onorant, este un prieten adevărat, este un model de reziliență personală și încă o dată noi ne-am împrietenit așa out of nowhere, dar este unul dintre oamenii care au o importanță deosebită în viața mea. Al treilea lucru pe care aș vrea să-l spun, NSC pentru mine înseamnă o comunitate de oameni deschiși, o comunitate de oameni profesioniști, o comunitate de la care am avut de fiecare dată de învățat, pe scurt, o comunitate de oameni cu care se poate construi. Și în acest context aș spune că dacă reziliența unei țări s-ar măsura în mod direct prin reziliența clasei sale de experți, s-ar putea trage concluzia că România este o țară rezilientă. Rămâne să medităm dacă legătura dintre reziliența clasei de experți și reziliența țării în ansamblu este una atât de directă și sper ca nivelul de competență și de expertiză pe care îl au colegii mei în numele cărora mi-ați făcut onoarea să vorbesc, reprezintă această dovadă de reziliență și că încă o dată această cunoaștere colectivă se va vărsa din ce în ce mai mult în zona de implementare, în zona de politici publice. Ultimul lucru și cu acesta voi încheia, mai ales că George a făcut referire la domeniul de care mă ocup, cred că am devenit și puțin plictisitoare în spațiu public cu obsesia mea pentru ceea ce urmează să spun. Eu cred că dezinformarea și criza spațiului public reprezintă cele mai importante crize ale momentului, sunt crize care le amplifică pe toate celelalte. Și atunci chiar apreciez în mod deosebit faptul că încă o dată m-ați primit în această comunitate și mai ales că ați îmbrățișat preocuparea mea pentru această criză despre care consider că este o criză care le exacerbează pe toate celelalte. La mulți ani și sper să ne revedem cu bine în următorii 7, 14, 21 de ani. Vă doresc multă, multă sănătate și iertați-mi emoțiile încă o dată. În ciuda experienței de comunicare publică, astfel de momente sunt întotdeauna foarte, foarte emoționante. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Mulțumim mult, Alina. Ne-am referit la cooperarea interinstituțională, dar și la expertiza New Strategy Center. Și aici vreau să subliniez faptul că în rândul nostru am reușit în ultimii ani să avem alături diplomați de mare valoare. Îl salut în primul rând pe președintele nostru de onoare, pe ambasadorul Sergiu Celac. Bună seara, domnule ministru! Și de asemenea, mulțumesc și colegilor și salut pe ambasadorul Magheru și ambasadorul Costea, care sunt foarte activi și implicați în activitatea NSC. Avem foarte mulți diplomați, avem 4 miniștri, foști miniștri de externe în rândul nostru, de aceea cooperarea cu Ministerul de Externe este una firească, nu doar necesară, pentru New Strategy Center. Și din această perspectivă îl invit să ne spună câteva cuvinte pe domnul secretar de stat Cornel Feruță, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. Mulțumesc mult, George, bună seara. Cred că modul în care ne raportăm la acest eveniment merge dincolo de o simplă celebrare. Cred că spuneam acum 2 ani la aniversarea de 5 ani,
că NSE este o veste bună pentru România, că este o veste bună pentru politica externă și securitatea României. Și a rămas. Eu încă mă întreb care e rețeta prin care NSE reușește să fie înaintea evenimentelor, să le poată filtra, să poată conecta knowledge-ul care există în România și în afara țării, astfel încât să producă input de valoare. Și felicitări pentru acest lucru. Și nu este o remarcă de complezență, continuă să fie o veste bună și pentru faptul că informează dezbateri la nivel național, la nivelul instituțiilor țării, decizii de asemenea. Iar pentru Ministerul de Externe este mai mult decât un privilegiu, onoare de a fi asociat și de a sprijini în continuare activitatea NSE, pentru că beneficiem, nu numai prin prezența unor iliștri diplomați români, foști miniștri de externe în bordul sau în Consiliul Științific al NSE, dar prin conexiunile pe care NSE reușește să le creeze. Și a devenit, cred, NSE în cei 7 ani, a devenit fără echivoc un laborator de gândire interconectată, cel puțin așa îl vedem noi. Iar Ministerul de Externe, pentru faptul că este unul din beneficiarii acestei cunoașteri a NSE, ne creează nu numai un interes pentru a continua, dar și o responsabilitate pentru a încuraja acest parteneriat. Și interesul de a proiecta în plan internațional, la fel, aportul și gândirea NSE. Domnul președinte, nici s-a vorbit despre câteva evenimente care se plau în 2015. Mai adaug eu câteva, pentru că le-am inventariat. Tot în 2015 lua ființă Uniunea Economică Eurasiatică. O nouă tentativă de acord de încetare a focului în estul Ucrainei, mediată de Germania și Franța, eșuase deja în februarie. O coaliție condusă de Arabia Saudită începuse intervenția militară în Yemen. Alegeri legislative din Regatul Unit aduseseră la putere un guvern conservator pentru prima oară în 18 ani. Statele P5+1 și Iranul încheiau acordul nuclear. SUA și Cuba restabilau relațiile diplomatice după 54 de ani. Rusia declanșase lovituri aeriene în Siria în sprijinul regimului de la Damasc. Au avut loc atentatele de la Paris în noiembrie ale ISIS, soldate cu 130 de morți, și era adoptat acordul de la Paris privind clima. Nu numai repere cronologice, este o serie de evenimente care, într-adevăr, au influențat pe mai departe și încă influențează în momentul de față evoluțiile de securitate din jurul nostru și pe plan global. Dacă identificăm numai Brexit, unul dintre ele, invazia agresivă, neprovocată, nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei, pandemia de COVID, da? Este tot o criză apărută în acest context. Și încă n-am învățat lecțiile complete după criza de COVID, pentru că a trebuit să gestionăm o criză mult mai amplă de securitate, cu implicații mult mai serioase. Dar, spuneam și mai devreme și în alte contexte, faptul că România, alături de partenerii Uniunii Europene și de aliați, au reușit să identifice mecanismele prin care putem gestiona în mod adecvat și structurat, coerent, asemenea crize, a fost o foarte bună pregătire și pentru modul în care am reacționat față de invazia Rusiei în Ucraina. Faptul că în momentul de față am identificat și în politica externă a României am revalorizat practic atașamentul și promovarea ordinii internaționale bazate pe reguli și faptul că în acest efort suntem acompaniați nu numai de partenerii noștri din Europeană, dar și de aliați, de relația transatlantică și de aliați de pe alte continente, este un lucru extrem de important. Și este ceea ce rămâne în centrul acțiunii noastre diplomatice și este probabil unul dintre reperele esențiale ale dezbaterii, reflexii strategice care urmează. Motiv pentru care, vă spun sincer, nu am dubii că în următorii un an, doi ani, trei, șapte, 21 sau mai mult, NSE, atâta timp cât va fi ahead of the curve, ca să folosesc un termen neromânesc. Eu cred că noi, instituțiile statului, Ministerul de Externe, va continua să-și informeze deciziile proprii, valorile și analizele proprii și va fi în beneficiul României,
pe plan internațional, pe plan regional și felicitări într-adevăr pentru foarte buna conexiune în lumea think tank-urilor internaționale, numele de prestigiu pe care le-ați accesat în ultimii ani. Felicitări și la mulți ani și toate cele bune! Mulțumesc mult, Cornel! Mare parte din activitatea noastră are legătură cu domeniul apărării. De altfel, din 2015, de când ne-am înființat, a trebuit să acordăm o mare importanță a ceea ce înseamnă militarizarea Mării Negre, ca urmare a agresiunii ruse în Crimea. Multe din evenimentele noastre s-au concentrat pe programele de înzestrare pentru Armata României. Am încercat să fim o platformă între companii și Ministerul Apărării și pentru a discuta problemele înzestrării. Deci, mare parte din activitatea noastră este legată de acest domeniu. Am avut exerciții de simulare, conferințe, mese rotunde. Și aș vrea să mulțumesc cu această ocazie excelentei colaborări care o avem cu Statul Major al Apărării și l-aș invita, îl invit în fața dumneavoastră pe domnul general Daniel Petrescu, șeful Statului Major al Apărării, mulțumindu-i încă o dată pentru excelenta cooperare. Domnule general, vă rog. Bună seara! Am onoarea să vă salut. Ne auzim, da? Mulțumesc și eu pentru invitația din această seară. Sunt deosebit de onorat, sunt emoționat și sunt bucuros pentru cuvintele frumoase pe care le spuneți la adresa cooperării dintre Statul Major al Apărării, Ministerul Apărării Naționale și New Strategy Center. Cred că este a treia aniversare a New Strategy Center la care particip și de fiecare dată mă simt mai aproape de acest think tank și mă simt mai aproape de prietenii care sunt și care activează în cadrul New Strategy Center. Mă bucur să văd foarte mulți ofițeri și generali activi care participă la activități, dar și mulți ofițeri și generali din rezervă care rămân aproape și rămân preocupați de problemele securității naționale și vă mulțumesc pentru că oferiți acest cadru tuturor să participe. Am ascultat cu atenție ce s-a spus înainte și m-am gândit să încep cu un disclaimer sau poate două. Evenimentele nefericite care au fost menționate, începând de la ocuparea ilegală a peninsulei Crimea, pandemia, atacurile din Yemen și așa mai departe, nu au fost generate de activitatea New Strategy Center. New Strategy Center numai ne-a ajutat să înțelegem mai bine și veștile bune referitoare la răspunsul nostru și modul de acțiune se datorează New Strategy Center. De asemenea, referitor la ce a spus Alina, tot un disclaimer, promovarea New Strategy Center nu se face pe bază de prietenii, ci se face pe bază de valoare și pe contribuția pe care o aduce fiecare la dezbaterea de idei în acest think tank. Un think tank care, foarte potrivit, se ocupă de politica externă, apărare și securitate. Și poate evidențiez lucruri care au mai fost evidențiate, dar sunteți un incubator de idei, ne oferiți un cadru de dezbatere, mulțumim pentru acest lucru. Ați abordat teme majore pe parcursul timpului, ați adus oameni de valoare, ați realizat acea legătură cu industria, cum spuneați, ne-ați ajutat să fim mai bine pregătiți. Ne-ați ajutat pentru relația noastră interinstituțională și mi-amintesc surpriza pe care o aveam la început, că discutam mai mult în cadrul New Strategy Center, în dezbaterile dumneavoastră, decât discutam între noi în orele de serviciu instituțiile care se ocupă de apărarea și securitatea națională. Este foarte important accentul pe care îl puneți pe regiunea Mării Negre și pe faptul că încercați să atrageți atenția asupra ceea ce se întâmplă în această regiune, o regiune fierbinte, o regiune importantă și o regiune în care provocările vor continua să se manifeste, după părerea mea, și provocări pentru care trebuie să fim pregătiți. Prin exercițiile pe care ni le-ați oferit, ne-ați dat și soluții nu numai la nivel strategic, dar și operativ, dar și tactic. Am auzit de curând o expresie față de provocările care se întâmplă în acest moment, cea mai bună linie de apărare stă între urechile noastre și cred că prin dezbaterile și prin ceea ce discutăm în cadrul întâlnirilor din New Strategy Center, reușim să pregătim mai bine această linie de apărare.
Deci, încă o dată vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți. Sunt convins că și eu și toți colegii mei vom rămâne aproape de dumneavoastră și sunt convins că la următoarele aniversări vom avea tot mai multe împliniri despre care să vorbim și vom fi tot mai prieteni fiecare dintre noi. La mulți ani și tot ce vă doriți în continuare. Mulțumesc! Mulțumim mult, domnule general, și profit de această ocazie, cum spunea și dumneavoastră, sunt foarte mulți generali și amirali prezenți aici. Îi salut pe doi dintre șefii categoriilor de forță, generalul major Iulian Berdilă, șeful forțelor terestre, și domnul amiral Mihai Panai, șeful forțelor navale. De asemenea, este aici alături de noi și șeful departamentului pentru armamente, cu care noi avem o colaborare foarte bună. Știți de acel concurs Patriot Fest, care de 6 ani de zile promovează inovarea în domeniul securității. Îl salut pe generalul major Teodorin Cicaș. M-am referit la diplomații pe care avem, dar să știți, cum spunea și domnul general Petrescu, încercăm ca după ce au ieșit la pensie să folosim expertiza unor oameni din valoare din Ministerul Apărării, fiindcă cred că în continuare România are nevoie de ei. Și mă bucur că sunt aici alături de noi Leonardo Dinu, general major în rezervă, Leo, te salut, membru al Consiliului Științific, Eduard Simion, noul nostru coleg, general de brigadă în rezervă, care este expert. De asemenea, nu-l avem alături de noi, dar este în corpul nostru de experți amiralul Sorin Learski și mai nou, proaspăt ca expert, este și colonelul Mihai Știr, care s-a alăturat de curând echipei noastre. Aș vrea să mulțumesc și altor instituții cu care noi cooperăm și mă bucură faptul că sunt alături de noi ambii președinți ai Comisiei de Apărare, doamna senator Nicoleta Pauliuc din Comisia de Apărare din Senat și domnul deputat Pavel Popescu, Comisia de Apărare din Camera Deputaților, deputatul Sorin Moldovan, de asemenea, din Comisia de Apărare. Îl salut pe bunul meu prieten Ștefan Oprea, care mă leagă o veche prietenie, este membru în Comisia pentru Industrie din Senat și, de asemenea, lider de grup al Partidului Social Democrat. De asemenea, aș vrea să mulțumesc comunității de inteligență, cu care am avut diverse evenimente de-a lungul acestei perioade și îl salut pe domnul general major Cristian Bizadea din partea Serviciului Român de Informații. Administrația prezidențială Constantin Ionescu, țin minte că la primul eveniment creat de NSC, organizat de NSC, am dezbătut strategia națională de apărare a țării și Dudu a fost atunci unul din cei 3 speakeri. Celălalt speaker este acum premier, este la Palatul Victoria, pe vremea aceea era șef al statului major, dar țin minte că și generalul Ciuc atunci a venit atunci ca și speaker. De asemenea, Ministerului de Interne, Ministerului Economiei, Ministerului Sănătății, multor altor instituții cu care New Strategy Center colaborează. De asemenea, îl salut pe profesorul Vlad Nistor, un bun prieten de-a nostru, membru al echipei noastre, care acum este europarlamentar. Și în încheiere aș vrea să mulțumesc mediului de afaceri, acelor companii care au înțeles importanța acestui proiect, care ne-au sprijinit de la început, care ne-au acordat finanțarea necesară alături de granturi și proiecte cu finanțare externă și care au făcut ca NSC, cu ajutorul lor, să ajungă unde suntem astăzi. Ce o să fie în continuare? O să încercăm să deschidem niște proiecte, mai ales pentru promovarea importanței strategice a Mării Negre în contextul ocupării insulei Șerpilor, a războiului din Ucraina. Încă este foarte important să avem trupe aliate, dar este important să le și menținem. Și este important să promovăm acest interes de securitate a României și o să încercăm să deschidem proiecte în Statele Unite, tot cu ajutorul unor companii românești care au înțeles această importanță și mulțumesc prietenul meu Podaru, care este unul dintre cei care este alături de noi în această seară, dar sunteți mulți dintre dumneavoastră aici și companii românești și companii străine care înțeleg importanța unui think tank. De asemenea, aș vrea să mulțumesc minunate echipe a New Strategy Center, sunt colegele noastre Ana, care acum ne salută din concediu, dar Izel mâine împlinește 27 de ani, cred că 20% din viața ei a trăit în NSC. De asemenea, Diana, Maria și mai noi noștri colegi, Andrei și Ecaterina, care s-au alăturat echipei noastre. Sunt niște oameni foarte tineri, foarte dinamici și Cătălin, te salut și pe tine, sunt foarte dinamici care s-au alăturat echipei noastre și care înțeleg importanța
creierii unei echipe. Ar trebui să vă mulțumesc personal fiecăruia dintre dumneavoastră, dar ar dura foarte mult. Dar sunt convins că veți mai avea posibilitatea, ca într-o oră și jumătate în perioada care va urma, într-un cadru informal, să vă strâng mâna și să vă mulțumesc personal fiecăruia, să vă mulțumim personal fiecăruia, fiindcă fiecare dintre dumneavoastră ați pus umărul într-o formă sau alta la succesul acestui proiect care se numește New Strategy Center. Fiindcă, așa cum spunea și Ionel, dincolo de dreapta sau de stânga, există România. Mulți dintre noi am avut o carieră publică și în acest fel, cum spunea la un moment dat domnul Sergiu Celac, New Strategy Center este forma în care noi ne servim patria în continuare. La revedere, mulțumim mult încă o dată!